Americanul căruia i-a fost transplantată o inimă de porc a murit la 2 luni de la realizarea intervenției, anunță presa americană. Operația de transplant a avut loc la începutul lui ianuarie anul acesta. Medicii nu au dat o cauză exactă a morții, spunând doar că starea lui a început să se deterioreze cu câteva zile mai devreme. Fiul lui Bennett a lăudat spitalul pentru acest experiment, spunând că familia speră că va ajuta eforturile suplimentare de a pune capăt penuriei de organe. Suntem recunoscători pentru fiecare moment inovator, pentru fiecare vis nebunesc, pentru fiecare noapte nedormită, care a intrat în acest efort istoric, a spus David Bennett Jr. într-o declarație publicată de Universitatea din Maryland. Sperăm că această poveste poate fi începutul speranței și nu sfârșitul. Oamenii de știință au modificat animalul pentru a elimina genele de porc care declanșează respingerea hiperrapidă și pentru a adăuga gene umane ca să ajute organismul să accepte organul. La început, inima de porc funcționa, iar periodic spitalul din Maryland a emis actualizări care arătau că Bennett părea să se însănătoșească încet. Medicii nu au dezvăluit cauza exactă a morții. Respingerea, infecția și alte complicații sunt riscuri pentru primitorii de transplant. Dar din experiența lui Bennett am dobândit informații neprețuite. Înțelegând că inima de porc modificată genetic poate funcționa bine în corpul uman, în timp ce sistemul imunitar este suprimat în mod adecvat, a spus directorul științific al Universității din Maryland, program de transplant uman.